O să le introduc cu un teaser pentru salata de mâine. Avem păpădie. Păpădie, niște iarbă, gazon, nu zic gazon, și niște trifoi. Stai că l-am curcat asta cu patul. Unii fură de la de când văd că ei încearcă. Uite, mamă, am și înghițit-o. Punem aici mâncare. Așa, mâncare, să vedem dacă mâine e aici sau nu mai e aici. Dacă nu le place, o să mânce tot de pe lângă. Mâncare nu mai au așa multă. Apoi în dimineață le ajung. Iar la 11 noaptea. Cred că o să dorme și ei, că parcă când am venit, dormea toți. Uite, ăla de acolo din colț dorme. Ăla din colț de acolo dorme. Doi. Simpaticilor. Nu înțeleg pe ăla de acolo, cred că nu pe cald, dar nici cald, nici fric. Nu pot să dau asta la lampa mai încolo, pentru că îmi pică de pe lemn. Deci, poate trebuie să pun doar pe două colțuri, dar mi-e frică să apropii mai tare de pereți, că tot e și carton. Nu am pus detector de fum, ar trebui un detector de fum pe aici. Dar cred că se ia curentul la mine, dacă se ating... Dacă se opește firul sau ceva, imediat se ia curentul. Hai să dau un pic mai încet, că pare că la brea să evadeze, deci înseamnă ori o fi cald, ori îi dau un puțin mai rece. Uite, cam așa. Dacă vor căldura să se bage sub bec sau să stea împreună. Deci, după prima zi, o supraviețui tot. Acum suntem la sfârșitul zilei a doua, toți îți vin, ne vedem în dimineață. E drept, o mai împrăște ceva mâncare pe jos. Nu știu ce fel de... Aș putea să pun niște bandă elastică peste hrănitoare. Și atunci ei nu pot să-și ba... nu, o parte dintre astea o să-și revin înapoi. O să încerc mâine varianta asta. Deci bandă elastică. Hrănitoarea sub bandă elastică. Și atunci ei își parte capul între bandă elastică. Și unele o să mai ricoșeze înapoi. Sau o să pun mai puțin în ele, uite că dacă pun așa, văd că nu s-are nici pe lângă. Probabil când e plin. Mai spică pe jos. Hai să obosi, toată ziua s-a mișcat. Toată ziua te-ai mișcat. Du-te bea niște apă dacă îți cazi gura. Prostule. Băi, du-te bea niște apă. Hai. Tu du-te la apă, ia, du-te tu la apă, hai, du-te la apă, așa zic eu. Acolo, ești la apă. Vezi, bei apă. Uite-mă că, uite că bea apă. Se trebuie mânească ca niște copilași mici. Băi, ești bună apă, ha? Dacă ți sete, du-te bea apă, ce faci? Tu ce vrei, mă? Asta din stânga, din colț. Tu, ce vrei, bă? Uite, ăla s-a trecut la măr. Dar la capsele alea de acolo, alea sunt vedete. Toată lumea de la ele. Uite, vezi? Poate azi să pun un scoș peste. Ia să vedem ce se mai întâmplă dacă le luăm distr. Dar nu știu, nu știu dacă e bună. Să le las sau să nu le las. Bă, dar mai las. Deci, teoretic, dacă le-ai dat niplu cu apă, ar putea să pe liniștiți, pentru că le place shiny. Și asta, uite, asta stă aici nud.
Băi, nu stai aici, băi, prietene. Hai să stai aici dacă vrei să stai. Uite aici, ce fain e aici. Aici e foarte fain, e crăcoare. Și nu-i uit pe jos, bineînțeles. Îmi place că măcar-s bine hrănit, toți-s cu gușa plină. Uite-te la asta cum dă gușa pe-ntr-o parte, uite-te, uite-te. Deci e câtă gușă. Ușa văd că cam la toții pe partea dreaptă. E atât de leneș că ți-o pune în cur și mâncă de în cur. Sau pun. E, o luat din greșeală, iarba și nu-i bună. Așa, deocamdată de azi pomul ăsta de iarbă aici și mâine văd dacă e o fi umezi, dacă iau altul sau o folosesc pe ăsta, dar cred că o să iau altul cam la iarbă și o pădie și... Dacă trebuie, îl dau și prin blender. Asta e explicația din ce cauză pică jos astea, pentru că ei scormonesc în el. Dacă pun bandă, nu o să mai scormonească și atunci pot să-l pun mai plin. Uite, vezi? De asta. Dacă pun bandă peste asta, peste cutiuță, nu o să mai poată face chestia, nu o să mai poată scurma. Să mânce numai, să scurme lângă. Uite, uite, tu faci dezordine. Ia să curc un pic. Ia să-i dau eu un pic cu virgulă. Ia să te văd acum, să nu mai scormonește. Ia lasă pleacă acolo, că l-am pus pe un prietenul vostru care dă jos mâncarea. Băi, frică să-mi să nece cu așa de lungă, să rămână până în stomac el unde asta. Nu e bine, nu a fost o idee prea bună. N-am mai văzut găini care luau așa un din asta și până în stomac. Că trage ideea din stomac, eu scuteai. Să sănece. Ia bine, noapte bună.